Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soare, lună și ascendent în leu. Să vedem așadar despre ce este vorba pe parcursul acestei luni. Primul eveniment notabil din această lună, pe data de 3 septembrie, Venus își reia mersul direct în leu, în casa voastră întâi. Casa întâi în astrologie vorbește despre noi, despre cine suntem noi și cum ne văd ceilalți. În ultimele 40 de zile, Venus a fost aici în retrogradare și poate ați resimțit energia, în primul rând, la nivel de înfățișare fizică și corp fizic. Sau poate ați resimțit această vibrație la nivel de interacțiune cu ceilalți. Posibil să fi avut parte de întâlniri, de conexiuni cu oameni care v-au reflectat ceea ce aveți voi în interior. Leul este energia bucuriei vieții, iar Venus este planeta iubirii, a banilor, a stimei de sine, a modului în care noi simțim, a modului în care noi iubim. Venus în leu este o energie magnetică. În perioada de retrogradare ne-a trimis în introspecție, ne-a trimis să reevaluăm lucrurile care țin de noi și de modul în care vrem noi să fim văzuți în lume. Acum, în perioada de mers direct, energia se transformă într-una magnetică. Putem atrage în viața noastră lucrurile pe care ni le dorim, care ne aduc cu adevărat bucurie în suflet. Putem atrage oportunități prin care să ne mărim veniturile. Putem să deschidem uși pe care înainte nu îndrăzneam. Putem întâlni oamenii acum cu mai multă încredere în sine, pe care înainte îi evitam. Leul este arhetipul care vorbește despre bucurie, pasiune, creativitate, copiii noștri, inima noastră, riscul, plăcerile vieții, iubire, romanță. Iată cum aceste două concepte se întrepătrund și ne oferă acum șansa să avem curaj, să ne purtăm autentic, așa cum eram noi când eram copii, și nu eram programați la nivel de subconștient de nicio condiție socială. Să avem încredere în noi, în sufletul nostru și în spiritul nostru că suntem pe calea cea bună. Poate ați pierdut kilograme în plus, poate v-ați schimbat înfățișarea. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca la nivel de înfățișare fizică acum să aveți mici regrete. Însă nu este un capăt de țară, întrucât toate se pot duce acolo unde vă doriți voi. Tot în perioada de retrogradare aici, Venus, am spus în iulie, că va aduce, probabil, emoții din trecut, locuri din trecut sau oameni din trecut cu care ați avut o conexiune de iubire pentru a rezolva ceea ce nu era rezolvat încă. Acești oameni acum se pot îndepărta la fel de repede cum au și venit, tocmai pentru că v-au oferit vouă șansa să obțineți încheierea, conștientizarea și vindecarea. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca în acest context astral, pe această configurație, să descoperiți marea iubire a vieții voastre. Mergem mai departe, pe 4 septembrie, Jupiter, planeta abundenței și a expansiunii, a înțelepciunii, intră în perioada de retrogradare în semnul Taurului, din casa voastră a 10-a. Casa 10-a vorbește strict despre menirea sufletului, scena publică, imaginea noastră la nivel social, cariera noastră și drumul pe care noi ni l-am ales în viață sau încă ni-l putem alege. Taurul este semnul guvernat de Venus. Este cel care vorbește despre bani, prosperitate, confort și stimă de sine. În această perioadă, Jupiter s-ar putea să vă aducă conștientizare. Să vă puneți întrebări: oare sunt pe drumul corect în viața mea? Oare sunt cunoscut așa cum mi-aș fi dorit eu să o fac? Sunt în locul potrivit? Imaginea mea este corectă la nivel social? Sunt cine vreau să fiu? Am profesia pe care mi-o doresc? S-ar putea aici să vi se redirecționeze atenția la nivel de venituri, bani, proprietăți. Să întâmpinați poate mici obstacole în a face tranzacții, spre exemplu, în a vinde proprietăți sau în a vă găsi un nou serviciu.
Tocmai pentru că această perioadă este menită pentru ca noi să conștientizăm exact care este drumul nostru. De îndată ce apare conștientizarea, se ridică și blocajul. Jupiter guvernează casa străinătății, a drumurilor pe distanțe lungi, a legii, a înțelepciunii și a spiritualității. Foarte mulți dintre voi veți gândi la lucruri mai profunde sau vă veți întreba dacă profesia pe care o aveți este cu adevărat o contribuție importantă în societatea de astăzi. S-ar putea să vă preocupe probleme sociale unde să doriți să aduceți o schimbare și voi. Pe 14 septembrie avem parte de o lună nouă în Fecioară, în casa a doua. Casa a doua, din nou, este o casă care aparține planetei Venus de drept. Ea este stăpână aici. Venus, am spus, vorbește despre bani, stimă de sine, modul în care noi abordăm problemele financiare, confort. Fecioara este un semn ordonat, strategic, organizat. Casa a doua vorbește așadar despre banii noștri, resursele noastre financiare, stima noastră de sine și zona noastră de confort sau lucrurile pe care noi punem preț. Cu această lună nouă în Fecioară, este ca și când ni se limpezește mintea. Ne facem planuri, ne orientăm către lucruri concrete. Ce este în mână nu este minciună. Dintr-o dată ne dăm seama că avem nevoie de o mai bună organizare a bugetului nostru, că avem nevoie să fim atenți la cheltuieli, la modul în care ne gestionăm banii și la ce simțim noi, cum ne simțim noi, evident, la locul de muncă, pentru că toate sunt interconectate. Prin această vibrație de lună nouă, vă puteți trasa noi intenții să schimbați lucrurile care nu vă plac pentru a fi mai organizați, mai calculați, cu mai mult discernământ și a avea mai mult succes în viitor. La o zi după, Mercur, planeta gândirii și a intelectului, aici în Fecioară, își reia mersul direct. Comunicarea, care înainte nu a fost facilă, devine mai clară. Puteți semna contracte noi, puteți vinde, puteți face tranzacții, puteți închiria, puteți cumpăra lucrurile pe care vi le doriți. Dar după cum spuneam, cu mai multă organizare, cu mai mult discernământ, cu convingerea că este într-adevăr ceea ce aveți nevoie. Pe 23 septembrie, soarele se mută de aici din casa a doua, în balanță, în casa a treia. Balanța este semnul relațiilor, relațiilor conștiente, unul la unul. Casa a treia aparține planetei Mercur. Vorbește despre comunicare, intelect, comerț, modul în care gândim, modul în care vorbim, relația cu rudele, mediul social de pe lângă casă, vecinii. Toate acestea vor fi puse acum sub lupă. Aici, pentru voi, se regăsește nodul sud sau acea energie karmică despre care se vorbește, care trebuie depășită. Nodul sud vorbește despre lucrurile pe care noi le abordăm în mod normal, inconștient și despre un tipar foarte ușor de manifestat, tocmai pentru că nu ne dăm seama de ce facem. Soarele aici va aprinde becul și va spune: uite, de fiecare dată faci același lucru, sau ești conștient de relațiile tale cu cei ce te înconjoară, rudele, verii, frații, vecinii, comunitatea din care faci parte tu, poate, cum vorbești, ce studiezi, câtă informație deții, pentru că toți oamenii cu care vei intra în contact îți vor fi ca o oglindă și îți vor reflecta acest lucru. Dacă ceva nu-ți place la ei, caută în tine rezolvarea. Soarele aici cu nodul sud vă aduce o oportunitate să remediați lucrurile care nu vă plac și să produceți o schimbare așa cum vă doriți voi, pentru ca totul să intre în armonie. Și nu în ultimul rând, pe 29 septembrie avem parte de luna plină din berbec, de această dată din casa voastră a noua, acolo unde Jupiter este stăpân de drept. Berbecul este o energie pură, primă, vrea acțiune, este un lider înnăscut, un pic cam impulsiv și pe locuri poate agresiv. O lună plină vine cu detașare, cu finalitate, conștientizare,
dar și oportunitatea de a remedia, iar casa nouă vorbește despre credință, despre străinătate, despre oameni care sunt pe alte meleaguri decât voi, despre educație înaltă, despre a fi un student și un profesor deopotrivă, despre lege. Așadar, puteți avea parte de concluzii finale în chestiuni legale, puteți să vă relocați acum, puteți ajunge la concluzia că nu vă mai place locul în care sunteți, că vreți să vă întoarceți acasă sau că vreți să plecați de acasă în altă țară. Tot aici, o lună plină în berbec, spune, m-am săturat să mă supun unor reguli din locul în care sunt sau să fac în fiecare zi același lucru când pot să fac mai mult. Această casă este o casă spirituală a credinței. Poate până acum ați trăit după o convingere anume și dintr-o dată realizați că lucrurile în care credeați nu sunt deloc așa. Și aveți acum ocazia să cercetați mai mult, să studiați mai profund pentru a ajunge la concluzia potrivită. Eu vă doresc tuturor să aveți parte de o lună minunată, plină de realizări și să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Primul mesaj, iată, este legat de casa a noua, de luna plină, din berbec, și spune în felul următor. Cât de ușor te lași tu învățat, cât de ușor asimilezi, cât de rigide sunt poate convingerile pe care deja le ai. Fix despre a învăța lucruri noi, a ne mări orizontul, vorbește și casa a noua, unde pentru voi va avea loc evenimentul de lună plină. Așadar, este momentul oportun pentru voi, de foarte bun augur, să îndepărtați acele convingeri care până acum nu au făcut decât să vă încurce sau să vă țină într-o credință falsă. Avem casa a doua din astrologie și autosabotajul. Acolo unde va avea loc luna nouă din fecioară pentru voi, la nivel de bani, la nivel de resurse financiare, la nivel de stimă de sine. Nu cred că pot mai mult, nu cred că mai pot învăța la vârsta mea sau acum lucruri noi care să îmi permită un serviciu mai bun, unde să mă dezvolt, sau nu mai am răbdare să citesc, sau nu mai pot studia eu acum. Asta înseamnă ceea ce avem aici în etalare. Vă sabotați la nivel de credință în legătură cu banii, aveți o karmă a banilor sau un tipar moștenit din vremuri anterioare, unde nu credeți că meritați mai mulți bani sau, nu știu, sunteți cumva prinși într-un tipar al banii vin, dar de la mine pleacă și nu mi-ajung. Este fix acel moment în care puteți elimina această credință pentru a lăsa loc energiei să curgă lin către voi și să aveți și voi parte de abundență. Avem casa întâi din astrologie și modul în care poate vă dați bătuți sau în care plecați urechea la ce spun ceilalți despre voi, gura lumii. În momentul în care aveați o interacțiune cu cineva, dacă cineva, nu știu, vă jignea sau avea o părere despre voi, voi o luați și o integrați în sinele vostru, dând crezare acestui lucru. Cu acea energie a planetei Venus, care acum intră în mers direct în casa voastră întâi, este momentul să vă ascultați sufletul, să vă regăsiți puterea și bucuria, să nu mai reacționați poate la ce spune lumea despre voi și să nu mai luați în calcul gura lumii. Aici este o poziție de putere, aici este o elevare a conștiinței și este acel moment foarte bun în care să spuneți, eu știu cine sunt, indiferent de ce spui tu despre mine. Mergem mai departe și avem cartea care vorbește despre energia sacră a pământului și despre un mesaj de iubire. În primul rând, trebuie să faceți afirmații pozitive după bunul vostru plac. Sunt bine, sunt sănătos, sunt frumos, sunt puternic și cum mai vreți voi acolo. Și în al doilea rând, aici, cineva, o persoană cu care ați interacționat voi poate în trecut, o relație care poate a avut provocări,
poate acum intra în contact cu voi, poate reintra în contact cu voi, pentru că înainte s-a manifestat în viața voastră ca o lecție, cu iubire, v-a fost aliat, deși poate nu v-ați dat seama de aceste lucruri, și în acest moment revine în viața voastră pentru a vă oferi iubire. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva care să înlăture rănile din trecut prin a vă fi partener de viață, prieten și prin a vă oferi vouă spațiul de vindecare necesar. Mai departe avem ametistul, transformare, certitudine și încredere. Vedeți, aici avem soarele, care este guvernatorul leului, unde acum se regăsește Venus. Unii dintre voi veți avea o întâlnire cu cineva, o întâlnire din aceea care vă face inima să bată tare și veți avea oportunitatea să aflați răspunsurile la toate întrebările pe care le aveți încă acolo în suflet. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru leu. În luna septembrie, la nivel de relații, plan material, plan emoțional. Să vedem la nivel de relații. Vai, ce energie frumoasă! Depășiți această stare de lipsă de claritate și de durere mai degrabă mentală pe care ați avut-o în ultima perioadă pentru a vă îndrepta prin propria voastră decizie sau prin propria voastră conștientizare către un nou început. Pentru alții dintre voi aici, după cum spuneam, poate reveni, pentru că vorbim despre nebun care face mereu o întoarcere la 360 de grade, poate reveni din trecut cineva în sufletul căruia ați rămas, dar cu care nu ați fost sincronizați la vremea respectivă. 5 plus 3 fac 8 și 8 de spade înseamnă un blocaj. Cineva care v-a fost suflet pereche, cineva alături de care ați avut o perioadă frumoasă din viață, cineva care a avut sentimente pentru voi, dar care în ultima perioadă, să spunem, 5 ani, 3 ani, 8 ani, pot fi toate aceste variante, a avut un blocaj și nu a putut să comunice cu voi. Pentru alții dintre voi, acum puteți cunoaște, după cum spuneam, marea iubire a vieții voastre sau o iubire mare din viața voastră. Vă îndepărtați de gura lumii, faceți pace cu trecutul aici. 5 de spade ce are? Un paș de monede și o regină de spade. Iată cum toate lucrurile se leagă. Acum este acea șansă concretă și reală pentru ca voi să vă trasați limite sănătoase în viața voastră. Aici este o vibrație a energiei lipsei de comunicare care acum se poate relua sau se poate elimina din viața voastră blocajul la nivel de relații dacă sunteți persoane singure sau a certurilor, a epuizării mentale, a discuțiilor interminabile din casa voastră dacă sunteți în relații stabile. Pentru unii dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi au luat decizia de a nu comunica cu voi pentru că au copii și cumva așa li s-a părut lor de bună credință. 3 de spade, ce eliminați? Eliminați abandonul, eliminați acea perioadă în care nu ați fost văzuți sau auziți. Pentru alții dintre voi, porniți la drum, știind că deși vă îndepărtați poate de căminul vostru, de fostul vostru cămin, veți fi acolo cumva alături de oamenii pe care îi lăsați în urmă, oferindu-le iubire, sprijin și suport, având conștientizarea că și voi contați. Poate sunteți, domni care aveți energie de leu și, în general, cum copiii rămân lângă mamă, vă temeți să produceți o schimbare în viața voastră
cu gândul la copii. Regina de spade mai înseamnă și arhetipul unei persoane divorțate, deci posibil unii dintre voi, în sfârșit, să puneți stop unei relații oficiale pe care ați avut-o pentru a merge către voința sufletului vostru, către o dragoste pe care o purtați pentru cineva. În alta preoteasă vine peste 10 de cupe, aveți aici o iubire secretă sau aveți sentimente pentru cineva care acum vine către voi sau poate veni către voi să își dezvăluie reciprocitatea la nivel de iubire. Iar nebunul, ce începeți voi aici, începeți voința sufletului vostru. 9 de cupe. Se ridică obstacolele și ceea ce v-ați dorit de o viață se poate îndeplini acum. Ce ne arată 9 de cupe aici? 10 de monede, o nouă familie, o nouă relație stabilă sau reîntregirea unei familii în cazul în care erați divorțați și totuși vă doreați să vă împăcați cu persoana voastră de interes. Aveți energie foarte bună aici, dragii mei, și 10 de cupe ce ne spune? 9 de băte. Că este mai ușor decât credeați, că aveți experiență, că aveți tot ce vă doriți voi la îndemână, să faceți un pas înainte către împlinirea sufletului vostru. Mai departe, să vedem ce ne spun, ce ne spune de fapt și oracolul iubirii. O nouă relație. Situația implică căsătorie, așa cum am spus anterior, toate cazurile acelea se aplică, fie intrați într-o nouă relație, fie lăsați în urmă o relație pentru a merge către voința sufletului vostru, fiind conștienți de faptul că puteți susține de la distanță copiii, pentru că avem copii implicați aici. O nouă relație, stabilitate în relații, reciprocitate la nivel de iubire. Iubire adevărată. Aceasta este romanța vieții tale. Și am spus înainte, fără să văd aceste cărți, Marea iubire a vieții voastre sau O mare iubire din viața voastră. La nivel de plan material, ce vă așteaptă pe voi? Avem temperanța, 5 de monede, împărăteasa și regele de băte. Vă avem pe voi aici Venus în leu, iată, care vă asigură că nu veți rămâne fără bani sau pe drum sau fără banii de care voi aveți nevoie să vă susțineți familia. Temperanța vorbește despre calm și echilibru la nivel financiar, acum că Venus iese din perioada de retrogradare în leu. Este o energie foarte abundentă, este o energie prin care intuiția voastră va fi ascuțită, este bine să o ascultați, pentru că veți avea parte de oportunități în această lună. Unii dintre voi primiți bani la care vă gândeați sau bani care vă erau datorați acum, alții dintre voi veți putea primi bani în plus la salariu dacă este nevoie, alții dintre voi veți primi ajutor de la prieteni, de la rude dacă aveți nevoie de bani pentru a face ceva în casa voastră, în viața voastră, iar alții dintre voi puteți primi o promovare sau un serviciu mai bun. Este ca și când temperanța va alinia pentru voi aici energia. Va stabiliza energia. De fapt, voi vă veți alinia la o frecvență a calmului și a încrederii, a credinței, prin care veți ști cumva, fără să vă puteți explica această trăire, că lucrurile pentru voi se așează și că în sfârșit primiți ceea ce meritați. Ce aduce împărăteasa aici? Temperanța. Mesajul este clar precum cristalul. Temperanța este o lună în care la nivel financiar vă echilibrați. Voi sau prin partenerul vostru de viață ajungeți la o stare de abundență, dormiți liniștiți noaptea, că aveți banii sau resursele financiare, modalitățile prin care să duceți la bun sfârșit toate cele necesare pentru voi. Și regele de băte. Bucurie.
Este o lună în care veți fi bucuroși și nu vă veți stresa din cauza banilor sau la serviciu sau în toate chestiunile care au legătură cu planul financiar. Iar la nivel de plan emoțional, depășiți o perioadă în care ați tot oscilat, dar ați tot oscilat și la nivel financiar. Poate nu v-a mers bine, v-am spus că în această lună veți vedea schimbări, dar și la nivel emoțional și mental, foarte mult stres aici, apare steaua și vindecarea și niște alegeri pe care le aveți de făcut. Apare steaua și vindecarea și la nivel de relație de iubire. Unii dintre voi primiți în sfârșit vestea sau luați în sfârșit hotărârea să faceți ceea ce trebuie în relațiile voastre de iubire. Unii dintre voi veți primi confirmarea că cineva simte la fel cum o faceți voi. Ce depășiți prin acest 9 de spade? Iată, confirmarea că cineva simte la fel ca voi și că aveți un drum liber, plin de armonie în față. Cineva vă poartă iubirea aici și este reciprocitate. Ce aduce arcana îndrăgostiții? Asul de monede, acel început stabil, acea idee concretă de relație, acea oportunitate clară pe care o așteptați de foarte mult timp. Să vedem talismanele. Sărit o inițială, inițiala J, Jupiter, Jupiter în casa a 10-a, unii dintre voi vă schimbați numele, unii dintre voi numele în sensul că poate sunteți căsătoriți, alții dintre voi titulatura, urcați, accesați o funcție mai înaltă, zilele de joi, se încheie un ciclu karmic din care ieșiți cu bine, mesaje de iubire pe care le așteptați de mult, dar care au fost blocate prin karma, prin jurăminte pe care voi le-ați făcut, prin cuvântul dat anterior. Avem pasărea Phoenix, o schimbare radicală. Cu sănătatea vă veți simți mai bine, veți avea parte de vindecare. O veste oficială vine aici pentru voi, noroc, veți rezolva problemele financiare, iată din nou sănătatea, veți rezolva niște chestiuni legate de sănătate, aici aveți un nou început sau pe cineva din semnul berbecului sau al balanței. Atenție la aciditate la stomac sau poate preocuparea voastră numărul 1 au fost copiii, copii care acum cumva vor deveni mai independenți de voi. Roata destinului, o lună foarte bună, o lună cu mult noroc. Conectarea cu acea iubire mare despre care vorbeam, cu acel suflet pereche care pe unii dintre voi v-a trezit. Pentru că v-ați iubit, pentru că poate nu ați fost conștienți de asta, luna nouă din fecioară, din casa a doua, va aduce claritate, plan de atac pentru viitor la nivel financiar. De acum încolo veți ști. Încredere mai mult în voi înșivă. Iată, încheierea unei karme. Iubire, mesaje de iubire. Intuiție foarte bună pentru voi în luna septembrie. Vești bune de la prieteni, de la o energie masculină care vă sprijină. Iubirea este aici, am nodul sud, în balanță. Ce interesant! Dacă vă știți harta astrologică, vedeți printre voi cei care aveți nodul sud în conjuncție sau aspect cu Jupiter, orice fel de aspect, sau nodul sud în casa săgetătorului sau în semnul săgetătorului sau în casa a noua. Nodul sud din balanță cu luna plină va aduce o încheiere. Conștientizați niște lucruri. Vă înălțați, urcați în conștiință, mintea vă devine mai clară, depășiți niște contracte karmice, sănătatea
o schimbare la nivel de sănătate, vitalitate mai multă, arătați mai bine, vă simțiți mai bine. Este ceva legat de copiii voștri aici, care se însănătoșesc dacă aveți vreo provocare medicală cu ei sau devin mai independenți. Atenție pe unde călcați unii dintre voi, jurămintele. Se anulează niște contracte karmice, dar este nevoie de conștientizarea voastră. Vă eliberați de niște lucruri care realmente v-au condus viața până acum, fără ca voi să vă dați seama. Eu vă mulțumesc tuturor, dragii mei, să aveți o lună septembrie minunată, plină de realizări, de iubire, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!